Bună! Vreau să vă arăt despre ce se pierde când ceva se câștigă. Și vă să vorbesc despre cărțile de vizită. Titlul Ce se pierde când ceva se câștigă e o adaptare după titluri folosite, după expresii folosite de Horia Roman Patapie. Deci, o carte de vizită clasică include numele, telefon, e-mail și eventual aici un logo. Poate logo-ul se difere, aici e logo-ul pus aici, nume, e-mail și nu știu ce. Poate să fie și pe față și pe spate, printate. De obicei e ceva destul de clasic. Nume, companie, undeva logo și date de contact. E cam același stil peste tot. Uneori închise la culoare, uneori deschise, dar cu logo, e-mail și site și date de contact. Cam asta e formula clasică. Ei, aceasta este cartea mea de vizită. Mi-am printat-o recent, am schimbat doar datele de contact de aici ca să nu apară pe internet, dar în afară de asta este adresa mea de e-mail și telefonul meu. Ok. Așa arată cartea mea de vizită. Și vreau să vă spun despre schimbările pe care le-am făcut la ea și despre care sunt părțile slabe ale acestei schimbări. Adică eu puteam să merg și eu pe un model de genul ăsta și să fac o carte de vizită de genul ăsta, dar eu am preferat varianta asta. Și are niște părți bune și niște părți rele. Și vreau să le discutăm și să înțelegeți principiul general, că dacă faci o schimbare, da, are și o parte bună, probabil că asta e strategia și de la asta ai pornit, dar are și niște consecințe care unor pot fi negative. Și atunci, de obicei, când faci o schimbare la o chestie clasică, ai părțile bune pentru care ai făcut schimbarea și ai și niște părți rele pe care unor e posibil să le emiți. Și atunci poate ar trebui să te gândești mai bine care sunt lucrurile care le pierzi când câștigi ceva. Și să le luăm pe rând. Mi-am pus fotografia în cartea de vizită. Asta ajută. Dacă eu dau cuiva cartea de vizită și mai dau alți 10 oameni persoanei respective cărți de vizită, ea o să se trezească acasă cu 11 cărți de vizită. Ei, când ajunge la cartea mea, o să știe clar cine sunt eu. Și atunci ajută la uzabilitate. Din păcate, este ceva relativ atipic, adică majoritatea oamenilor nu-și pun fotografia pe carte de vizită și trebuie să-ți asumi lucrul ăsta că, ok, ești diferit, dar poate surpriza să fie în sens bun, wow, ce surpriză plăcută, ce o chestie mișto, sau poate să fie într-un sens neplăcut, să zică, ok, e interesant că ți-ai pus carte de vizită, dar pe mine mă surprinde într-un mod neplăcut. Și atunci surpriza poate avea efect pozitiv sau negativ, în principiu pornind de la faptul că e ceva diferit și nu e comun. Și poate considera chiar neprofesionist, deși eu, pentru mine e un avantaj, dar alții poate să consideră un ceva neprofesionist. Apoi legat de texte. Eu am scris în CV, nu că sunt internet marketer și ăsta e mail-ul meu, am scris ce face meseria mea, ce fac în meseria mea ca internet marketer. Și fac lucrurile astea trei de aici. Asta ajută la înțelegere. Dacă eu îi dau carte de vizită, una e să-i spui că sunt internet marketer și să mă sune poate pentru niște lucruri la care nu m-aș pricepe și altceva este eu să-i spun, uite, astea sunt ariile mele de competenție, știu să fac asta, asta și asta. Ajută iarăși la uzabilitate, vizitatorii știu despre la ce se aștepte, cine vede carte de vizită știe ce l-așteaptă, dar iarăși este ceva atipic, adică dacă ne uităm pe toate cărțile astea de vizită de aici, pe niciuna dintre ele nu scrie ce știi să faci. Este și un specific al meseriei mele, eu sunt freelancer și atunci am niște abilități, pe când dacă cineva are o funcție, poate nici nu este for hire, este interesează mai degrabă funcția. Mă rog. Dar ideea e că ăsta e un lucru discutabil, care mie mi se pare însă relevant. Am subliniat adresa de e-mail și site-ul. Dacă vă uitați pe aici, nu sunt subliniate. În opinia mea ajută la înțelegere. Textele subliniate pe internet au devenit clar niște link-uri. Deja dacă îți faci o lucrare de diplomă sau ceva de genul ăsta, nu mai folosești underline. Pentru că underline a devenit... Toate textele subliniate pe internet au devenit link-uri și atunci nu se mai folosește nici în cărți, nici în lucrări scrise, nu se mai folosește lucruri subliniate, pentru că te faci și te gândești imediat la link-uri. Pe de altă parte, un aspect negativ e că dacă mă uit la cartea asta de vizită, are variații excesive. Are negru, gri, gri subliniat. Au încercat să le reduc la minim, dar tot sunt destul de multe și atunci aceste litere subliniate, underline, cresc numărul de variații. Bun. Am mai căutat să scriu niște chestii esențiale cu bold.
numele, telefonul și ce știu să fac, cuvintele cheie. Dar foarte pe scurt. E un lucru bun. Dacă te iei carte de vizită, vezi imediat telefonul, vezi ce fac, e foarte rapid. Pe de altă parte, iarăși contribuie la variații. Dacă ne uităm la lucrurile de aici, în general este numele, ăsta e puțin italic și e foarte puține variații dacă ne uităm. În afară de nume, lucrurile sunt cam la fel. La mine e numele și sunt lucrurile astea de aici care teoretic îți are în ochi. Dar te și distrag. Atunci trebuie să ții în considerare, ok, vreau să... Eu am vrut cu chestia asta, cu faptul că am pus bold, când se uite cineva pe cartea mea de vizită, să-i sară în ochi anumite lucruri. Pe de altă parte, această tendință de a face lucrurile să sară în ochi poate fi percepută ca deranjant. Fond mare. Dacă ne uităm la cărțile astea de vizită, se scrie de obicei logo-ul și numele cu fond cât de cât mare și de obicei practica pe cărțile de vizită este să scrie cu un fond minuscul. Aici e o diferență de, să zicem, asta ar fi de vreo 2 ori mai mică decât ce am aici. Dar fonturile sunt mult, mult mai mici decât de 2 ori. Eu am zis nu. Eu vreau pe cartea mea de vizită, chiar dacă am destul de mult text, să se vadă ușor. Și am scris cu font, nu știu, 13 sau 14, ceva genul ăsta. E un font mare pentru o bucățică mică de hârtie. Asta face ca textul să fie ușor de citit și de persoane care în vârstă. Dacă dau carte de vizită unei persoane în vârstă și e cu font mic, e greu de citit. Dacă e cu font mare, e ușor de citit. Pe de altă parte, designul și oamenii de obicei își fac cărți de vizită și cu scopul să impresioneze și uite ce frumos arată și ce plăcut și nu știu ce. Designul are de suferit dacă scrii cu fonturi mari. Nu mi-e foarte clar de ce, dar e o regulă destul de clară. Cu cât scrii cu un font mai mare, cu atât este perceput mai inestetic. Sau poate așa mi se pare mie, dar am observat asta că cu toate că textul e mai ușor de citit de multe ori dacă e cu litere mari, este mult mai estetic dacă este scris cu fonturi mici. În fine, am lăsat niște spații pe aici. Dar uluitorul asta nu le face estetice. E combinația între fond mare și spații mari care face lucrurile destul de inestetice. De exemplu, dacă ne uităm aici, aici are spațiu mult mai mare, dar are fonturile mici, pare logic. La fel aici. Are spațiu foarte mare aici, aici lucrurile sunt legate, dar pentru că sunt fonturile mici, se vede pur și simplu bine. Nu pot să spun același lucru și despre cartea mea de vizită, care datorită fonturilor mari e relativ inestetic. Cam asta. Concluzia acestui mesaj al meu ar fi că, ok, am câștigat anumite aspecte și în același timp le-am pierdut. Adică, dacă mă întreabă cineva cum să-ți faci carte de vizită, eu pot să-i spun, uite, eu așa o fac. Dar are sens ca altcineva să-și facă o carte vizită cât mai clasică. Nu cred că există o regulă generală, dar principiul de reținut ar fi că, da, câștigi dacă faci o variație față de normă, câștigi ceva probabil, dar în același timp pierzi ceva. Și e bine când iei decizia să te gândești la ambele aspecte. Succes!